Atât legea cât și normele de siguranță impun ca pentru sezonul rece autoturismele să fie corespunzător echipate condițiilor de iarnă. Ca în fiecare an, traficul în acest anotimp se anunță a fi destul de dificil, motiv pentru care fiecare mașină trebuie să fie echipată corespunzător cu cauciucuri de iarnă. Spuneți-ne cum trebuie să-și echipeze câmpulungenii mașinile pentru iarnă, pentru perioada rece ce urmează. Deci, în primul rând, anvelopele de iarnă trebuie să fie inscripționate cu M+S și dacă au și steluța cu fulgul de iarnă, este și mai bine. Dar legea care o avem și noi aici afișată scrie că trebuie să fie cu M+S toate patru anvelopele la turisme, pentru autoutilitare, doar pe puntea de tracțiune care trage. Au început deja să vină oamenii să-și echipeze mașinile? Da, în proporție de 80% oamenii și-au cam echipat mașinile. Din timp pentru a se asigura? Da, și-au cam pus oamenii. Administrația locală Câmpulung și-a făcut temele de data aceasta și nu mai vrea să fie luată pe nepregătite, astfel că în zonele cunoscute cu probleme din oraș au fost aduse lădițe cu material antiderapant care vor fi folosite la nevoie de către șoferii aflați în dificultate în trafic. Primele zone vizate de către lucrătorii administrației domeniului public au fost podul Turn și strada General Dragalina.